Am revenit, suntem în direct. Spitalul de boli infecțioase Sfânta Parascheva din Iași va avea doi roboți cu raze ultraviolete special destinați dezinfectării spațiilor medicale și care asigură sterilizarea unei încăperi în doar 5 minute. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la invitatul jurnalului, Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de boli infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Bună seara și bine ați venit în jurnal! Bună seara! La începutul săptămânii, adică luni mai exact, managerii spitalelor din Iași, printre care, bineînțeles că vă numărați și dumneavoastră, au avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean, Maricel Popa. S-a pus problema infecțiilor nosocomiale semnalate în toate unitățile sanitare. La ce concluzii s-a ajuns? A fost o întâlnire, ca să spun așa, surpriză, întrucât nimeni nu ne așteptam să fie abordată o problemă atât de medicală și atât de vârf în ceea ce privește sistemul medical, nu numai în România, pe întreg globul și Organizația Mondială a Sănătății și Centrul de Control al Bolilor Infecțioase și din Europa și de dincolo de ocean din America sunt preocupate de infecțiile asociate îngrijirilor medicale. Ca urmare, a fost o problemă care a fost extrem de binevenită a fi abordată, cu manageri, iată, din spitale, a căror profiluri sunt extrem de diverse și în felul acesta fiecare și-a spus punctul de vedere. Odată în plus, fiind infecționist și fiind în cunoștință de cauză, am subliniat cât de important este să avem la îndemână mijloace pentru dezinfecție și în felul acesta a ști să ținem sub control astfel de infecții. Vorbim de mijloace de ultimă generație. În acest moment, de exemplu, cu ce vă descurcați la spital? Sigur că avem epidemiolog și medicul epidemiolog este cel care se preocupă de ceea ce înseamnă existența unor astfel de germeni care pot fi punctul de plecare pentru niște infecții asociate îngrijirilor medicale. Trebuie să spunem că aceste infecții nu sunt determinate de orice fel de bacterii, sunt determinate de bacterii care, așa cum câteodată le numiți în media, sunt acele bacterii ucigașe, în sensul că nu răspund la tratamentul cu antibiotice. De multe ori dăm 2 și 3 antibiotice și ne punem problema oare va fi salvat pacientul respectiv. Ca urmare, a putea să avem acces la o astfel de tehnică despre care știm că există în vestul Europei și de asemenea peste ocean. Noi medicii, sigur, interacționăm între noi, indiferent de țară. Am văzut de gradul înalt de satisfacție pe care l-a obținut în urma unor studii făcute, ulterior s-au făcut studii clinice după ce s-au folosit astfel de aparate, iar rezultatul a fost într-adevăr net superior față de ceea ce obținem noi la ora actuală. În prezent utilizăm sigur dezinfectanți, în Spitalul de Boli Infecțioase din Iași cu atât mai mulți, folosim dezinfectanți cu deosebit de potente care se adresează nu numai acestor bacterii multirezistente, dar noi trebuie să fim atenți la ceea ce înseamnă și iată, tocmai ce ați arătat pe spotul dumneavoastră, atenție la virusul gripal, atenție la virusul rujeolic, atenție la virusul HIV și deci ne adresăm agenților infecțioși că sunt bacterieni, că sunt virali, că sunt altfel de bacterii defective, cum le-am numit noi, sunt acele bacterii, ca să fiu pe înțelesul tuturor, care circulă posibil prin circuitele de aer condiționat. Dacă spațiile medicale nu sunt dezinfectate, sterilizate ca la carte, ce se întâmplă? Este catastrofă, pentru că în spațiile medicale care nu sunt corect întreținute, în special în spitalele vechi, mă aflu la conducerea unui spital care are o vechime de 100 de ani, motiv pentru care, cu destulă tenacitate, aș putea spune, am reușit să modernizez și să reconstruiesc toate acele pavilioane vechi, pentru că nu se poate vorbi despre o dezinfecție cât de cât satisfăcătoare dacă întâi nu pornim de la o reconstrucție, de la o remodelare, de la o regândire a circuitelor în sistemul medical. După ce suntem convinși că ceea ce înseamnă condiții hoteliere, și mă refer aici la clădire, mă refer aici la mobilier și ulterior aparatura pe care noi o folosim, cu consumabilele de rigoare,
care există, le avem, de bat după aceea ne gândim cum să întreținem acest spațiu în condiții optime pentru a ne feri de astfel de infecții. Și utilizăm dezinfectanți, cum spuneam, dezinfectanți potenți. De asemenea, trebuie să avem grijă să facem din când în când cursuri cu personalul de curățenie ca să știe unde trebuie să accentueze curățenia, în ce locuri trebuie să verificăm noi, din ce locuri medicul epidemiolog face recoltele pentru a pune în evidență astfel de bacterii. Poate că noi la boli infecțioase avem o ușurință, întrucât suntem învățați cu ceea ce înseamnă infecții, cu ceea ce înseamnă gravitatea unei infecții, ne dăm, cred eu, seama din timp de gravitatea unei infecții și, spun eu, manipulăm cu ușurință ceea ce înseamnă antibioterapie. În acest context putem vorbi și despre pacienți? Cât de important ar fi igiena din partea lor? Categoric este important, dar în același timp trebuie să vă spun, categoric nu putem cere aceasta în momentul în care pacientul vine în urgență. Sigur că avem la îndemână astfel de personal și astfel de metode pentru a asigura o igienizare a pacientului care nu vine să se interneze în condiții corespunzătoare. Dar vedeți dumneavoastră, pacientul care vine în urgență cu sirena, cu salvarea, la un miez de noapte, care trebuie imediat să-i acorzi îngrijiri pentru riscul vital, acestea sunt primordiale. Și așa sunt lucrurile, ne gândim în primul rând la viața pacientului, iar apoi noi, ca și personal medical, suntem cei care și observăm starea de igienă a pacienților fără îndoială și corectăm atunci când este cazul. Așadar, cei doi roboți cu raze ultraviolete, promiși de altfel de Consiliul Județean, când ar urma să ajungă la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași? Vedeți, dumneavoastră, a fost o surpriză atât de plăcută, pentru că domnul președinte a discutat cu fiecare manager în parte despre probleme care există la nivelul spitalelor. Aceștia au fost extrem de satisfăcuți de întâlnirea la care au luat parte, astfel încât eu am fost cea la care nici nu am mai avut ce să spun. Atâta vreme cât am primit promisiunea acestor doi roboți, nici nu am mai avut curajul să spun că la boli infecțioase poate ar mai fi cazul de ceva investiții. Nu, aș fi ultima care să mă plâng. Investiții au venit din partea Consiliului Județean. Ultimul pavilion acum este în procedură de achiziție pentru ceea ce înseamnă renovare și atunci am considerat că într-adevăr era și 1 martie, cumva între 1 martie și 8 martie, și am considerat că este un mărțișor binevenit pentru întreg spitalul. Avem informații că un astfel de robot costă 60.000 de euro, doi roboți 120.000 de euro, iar costul pentru cele 5 minute cât durează dezinfecția unei încăperi este de aproximativ 1 euro. Deci sunt costuri reduse. Costurile sunt reduse și, în plus, este foarte important, în afară de faptul că financiar vorbind vom scădea din consumul dezinfectanților, care spuneam sunt potent, tot ce înseamnă dezinfectant potent pentru un spectru cât mai larg de agenți infecțioși este și scump, trebuie să recunoaștem, și atunci vom scade din ceea ce înseamnă investiție pentru acești dezinfectanți și vom folosi un astfel de robot, și un astfel de robot în plus are un avantaj. Vedeți, eu sunt medic, am citit câte ceva din caracteristicile tehnice, mai mult m-a interesat partea medicală, dar trebuie să vă spun că nu are nevoie de consumabile. De regulă și din experiența mea de manager, în momentul în care se cumpără la nivelul spitalului unui aparat, întotdeauna trebuie să ai în vedere cât costă consumabilele, pentru că de multe ori consumabilele sunt mai scumpe decât aparatul în sine. Ori un astfel de aparat nu are nevoie de consumabile, ceea ce este excelent. Așadar, așteptăm să ajungă aceste dispozitive la spital. Vom veni cu siguranță, ne veți invita cu siguranță, categoric, așa cum da. Faceți, să luăm imagini și să arătăm ce se întâmplă aici. Și fiind un spital pavilionar, m-am bucurat că sunt doi roboți, pentru că unul va fi destinat compartimentului de terapie intensivă și compartimentului de transfuzie, care se află în același pavilion, iar celălalt îl vom utiliza din timp în timp pentru restul spitalului. Inițiativa acestei întâlniri cu președintele Consiliului Județean a venit
din partea Consiliului Județean sau din partea cui a venit? Da, a fost o invitație din partea domnului președinte. Noi n-am știut despre ce este vorba. Cum spuneam, a fost din capitolul surprize, surprize binevenite pentru Spitalul de Boli Infecțioase. Ceilalți manageri au spus toți cam ce probleme au la nivelul spitalelor. Fiecare, bineînțeles, este greu să avem un sistem de sănătate perfect. Fiecare spital, în funcție de profilul patologiei pe care îl îngrijește, se lovește cu obstacole. Fiecare și-a pus în față aceste probleme. Domnul președinte a ascultat fiecare manager în parte, indiferent de ce categorie de spital sau de cine depinde spitalul din punct de vedere administrativ, și m-am văzut că a arătat deschidere și disponibilitate și pentru a da ajutor și celorlalte spitale care nu se află în subordinea Consiliului Județean. Foarte important și acest aspect. Cum am mai zis, așteptăm să ajungă aceste dispozitive în spitalele din Iași. Un alt subiect pe care mi-am propus să-l dezbatem este legat de epidemia de gripă. Care sunt noutățile? Încă ne confruntăm cu această epidemie? Există gripă, există un număr încă suficient de mare de cazuri. Astăzi am făcut vizita la pacienți și am văzut două cazuri noi confirmate de gripă A. Din fericire, nu sunt cazuri grave. Au fost și situații nefericite. Este vorba despre acei 6 pacienți care au decedat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Erau, din păcate, pacienți care se aflau după o anumită vârstă și care aveau și boli asociate. Astfel încât în momentul în care gripa s-a grefat pe un astfel de organism care deja avea o capacitate scăzută de apărare, care deja avea disfuncții de organ, știu eu, cardiacă sau pulmonară, deci respiratorie, deodată noi ne-am pus probleme, deodată pacientul a beneficiat de asistență în compartimentul de terapie intensivă, dar din nefericire la 6 pacienți nu am putut da ajutorul pe care ne l-am dorit. Cei 6 pacienți erau vaccinați antigripal? Nu. Nu erau vaccinați? Nu. Bun, ce putem face de acum încolo? De acum încolo nu se mai pune problema de vaccinare, pentru că probabil aceste cazuri de gripă și ceea ce înseamnă, spunem noi în termenii noștri, coadă de epidemie, adică acea perioadă când încet, încet numărul de cazuri de gripă scade, probabil se va face resimțită pe perioada lunii martie, numărul de cazuri vor scădea încet, încet, dar este de datoria mea și am să spun acum, cum probabil vom mai avea și alte ocazii, trebuie să țineți seama, exact cum spuneați foarte bine în spot, de ceea ce înseamnă vaccinarea antigripală, iar înainte de sezonul care urmează să vă vaccinați. Pentru că nu înseamnă că dacă ne-am vaccinat în acest sezon, nu mai trebuie să mă vaccinez în perioadele care urmează. Deci în fiecare anotimp rece este o altă tulpină de virus gripal circulantă. Iar vaccinul, în momentul în care este gândit de specialiștii OMS, este gândit ca să fie acoperitor pentru toate tulpinile circulante la un moment dat în emisfera nordică, deci unde este și țara noastră. Care este prognosticul dumneavoastră în această lună? Scăpăm de gripă? Scăpăm încet, încet. Încet, încet. S-ar putea și în aprilie să mai fie cazul? Nu este exclus. Nu este exclus. Depinde foarte mult de condițiile meteorologice. Persoanele vârstnice au fost cel mai mult afectate da. De gripă? Au fost afectate și s-au internat cu complicații, complicații respiratorii cel mai frecvent, cu decompensări cardiace la cei care erau cardiaci, cunoscuți cardiaci. Deci, într-adevăr, am acționat în echipă multidisciplinară cu cardiolog, cu terapie intensivă, cu infecționist și și spun eu, dacă mi-amintesc bine din datele pe care le am de la nivelul Direcției de Sănătate Publică, au fost peste 300 de cazuri de gripă confirmate în județul Iași în luna februarie, sunt date din luna februarie și nu de după 1 martie, și peste 1500 de cazuri de infecții de căi respiratorii superioare. Deci vedeți, dacă ar fi să le adunăm, pentru că și gripa este o viroză respiratorie, un număr important, peste 2000 de pacienți care au trecut în județul Iași prin diverse servicii medicale, nu numai la boli infecțioase, datorită acestor viroze care sunt o realitate pentru sezonul rece, de care suntem conștienți, pe care trebuie să știm să și le prevenim, să și ascultăm de sfaturile medicului.
aglomerat spitalul în perioada rece? Foarte aglomerat. În afară de aceste viroze, că sunt gripă sau nu, avem meningită la copil, adică au apărut, nu poate fi vorba categoric de o epidemie, da. Dar atunci când ne este sezon rece, ne și așteptăm să apară astfel de cazuri și am avut, cred că... Primele cazuri știu că din Botoșani. Da, au fost din Botoșani și acum este un caz din Botoșani. Nu se pune problema să fie o legătură între ele la o distanță de 3 luni, dar este vorba de meningită la copil și spun pe înțelesul tuturor și cum le și explic părinților sau bunicilor, meningita ce înseamnă, mă întreabă, și atunci le spun așa pe înțelesul tuturor, înseamnă puroi pe creier. Și înțelegând ce înseamnă aceasta, categoric că trebuie să te dublezi cu ceea ce înseamnă curaj, să te dublezi cu ceea ce înseamnă răbdare, cu optimism, cu încredere și să fii convins că va ajunge cu bine copilul tău să treacă prin această boală. A făcut victime anul acesta a meningita? A fost o victimă, da, a fost o victimă la un copil, cred că în vârstă de 2 luni. Un copil foarte mic. Mă întorc un pic la gripă. Spuneați că nu ne mai vaccinăm în acest sezon, dar ce putem face ca să nu... Trebuie să ne referim, m-am mai spus și cu altă ocazie, de ceea ce înseamnă spațiile închise și foarte aglomerate, pentru că de aici, de regulă, își au originile atât... infecția cu virusul gripal, dar celelalte viroze respiratorii. Pentru că auzeam la un moment dat pe media despre un deces la o persoană mai în vârstă care se vaccinase antigripal. Și atunci mi-am pus problema, categoric a fost o viroză respiratorie, dar nu a fost gripă. A fost o viroză respiratorie care a acționat pe o disfuncție probabil cardiacă și respiratorie și care din nefericire a dus la deces. Nu numai gripa duce la deces la persoana care din start prea cu un handicap în fața infecției respective și alte viroze respiratorii pot fi fatale. Păi asta vreau să vă întreb și eu, dacă ați avut cazuri în care pacienții au fost vaccinați antigripal, dar totuși s-au îmbolnăvit de gripă. Nu au fost astfel aici, de cazuri, dar pentru că întrebarea are un contur mult mai larg, am să vă spun că în literatură, după o campanie de vaccinare corect făcută, aceasta înseamnă că peste 80% din populație se vaccinează, se citează cazuri în literatură, cam 2-3% din cei vaccinați ar putea să facă forme minore de boală, dar în niciun caz forme grave de boală. Nu au trecut nici virozile, încă ne confruntăm cu ele. La fel trebuie să fim atenți cu igiena, să evităm cât posibil. Și să ne îmbrăcăm conform vremii. Pentru că trebuie să vă spun, pentru că mi-ați adus aminte de o serie de prezentări din ultimele 48 de ore care au venit la spital pentru dureri de cap foarte mari, deci lăcrimarea ochilor, cu sau fără febră. Și am constatat că era vorba de o activare a unei meningite. Deci nu o singură persoană, mai multe persoane am văzut, deci nu meningite. Mă scuzați, este vorba de sinuzite. Și erau persoane care, într-adevăr, se plimbaseră la sfârșitul săptămânii trecute, când ne aducem aminte că a fost un soare, dar a fost un soare înșelător, aș putea spune, cu un vânt care de asemenea înșela. Și iată, pe parcursul zilelor de luni și marți, s-au prezentat mai multe persoane, cum spuneam, și eu vorbesc mai de ceea ce am văzut eu ca și medic, care prezentau acutizări de sinuzite ca urmare a acestei vremi, care poate pare, așa la prima vedere, poate că ni se pare că e ok și primăvară, dar iată că atunci când ieșim, vedem că umezeală este, că temperatura nu este foarte ridicată, deci mare atenție cum ne îmbrăcăm, mare atenție cum ne protejăm. Aș spune eu, atenție pentru doamne și domnișoare, când ies afară după ce s-au spălat pe cap. Adică să mai zăbovim prin casă. Exact. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Așteptăm să treacă gripa și virozele. Cu siguranță vă invităm și atunci să tragem linie, să aflăm care sunt concluziile principale. Vă mulțumesc mult pentru prezența în jurnal și vă mai aștept, cum am zis, cu mare drag. Aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.